Salutare toată lumea, eu sunt Andrei, dar prietenii îmi spun Lupu și ar trebui să fac un intro, dar încă nu am chef să fac acest lucru. De două luni tot postez clipuri informative și entertaining și o duc tot mai bine. Mă bucur că vă place conținutul meu. Dacă vă supăr sau ceva, să-mi spuneți în comentarii, nu vreau să fiu nașpa pe YouTube. Frica mea cea mai mare, haterii. Dar pe bune, chiar foarte impresionant că încă n-am primit niciun pic de hate pentru clipurile mele, deși le-am postat și pe grupuri de decreței despre bani. Mă gândeam că o să primez mai multe replici. Sunt impresionat, am mai zis. Vreau să aflu de la voi ce vă place mai mult. Clipurile informative sau cele funny sau împreună combinate, ca să știu ce să fac mai mult, să vă placă și vouă, nu doar mie. Mie îmi place. Ar trebui pe aici, pe undeva. Stai, cum e? Aici. Nu? Ca să-mi spuneți ce nebunii să postez și să-mi și păstrez calitatea de YouTuber român, fără să-mi vând sufletul sătănelului YouTube-ului românesc. Prin sătănel nu mă refer la Codrin Bradea, tipul e foarte șmecher de aici din Oradea, respect maxim. Prin sătănel mă refer la sell-out-uri care fac clipuri numai cu ce prinde, pentru că prinde și uită faptul că, băi, ție trebuie să-ți placă, știi? Dacă nu te pasionează un subiect și vrei să faci un clip despre el numai pentru că prinde, lumea își dă seama că vorbești mult prost și fără rost. O să fii viral, dar mi se pare că și calitatea fanilor contează, nu numai numărul lor. Declar asta acum ca să aveți cu ce mă șantaja în caz că mă pervertez și eu peste un an și mă vedeți la Amnam Challenge cu ceva YouTuber de România. Doamne ajută! Lăsând la o parte plângerile și renturile oficiale, uitându-mă mai atent la clipurile mele, mi-am dat seama că lipsește ceva. Pe lângă talent, umor, capacitatea de a face un om să se uite la fața mea și capacitatea de a face un om să lase un like pentru algoritmul YouTube, mi-am dat seama că lipsesc clipuri despre mine. Voi ăștia majoritatea acum sunteți prietenii mei care vă uitați. Dar în caz că ajung și eu faimos, consider că lumea trebuie să afle câteva chestii despre mine. Așa că m-am hotărât să fac un clip în care vorbesc despre pasiunea mea, despre cea mai mare pasiune a mea care m-a ajutat Dumnezeu să fie și o sursă de venit în ultimii 5-6 ani, dublatul desenelor animate. Din câte știu eu, Oradea și Bucureștiul sunt singurele orașe în care există studiouri de dublat desene animate. Dacă auziți acum la finalul desenelor animate, dublajul a fost realizat de studiourile BTI, nu vă panicați, încă este vorba de noi. Prea bun, prea ca la Bihor. Hai să vă povestesc puțin despre studio. Pentru început, e plin de unguri. Zon Studio a fost înainte studio de dublat în limba maghiară și ungurii dublează absolut tot. Vă recomand să vă uitați la The Witcher pe Netflix pe limba maghiară, deci muzică pentru suflet. Mană cerească. Nu avem un program fix. Ne trimit mesaj și ne întreabă: salut, mâine când poți? Iar eu să răspund: băi, uite, e bine de la 2:30 mâine după școală. Iar ei să răspundă: nu putem atunci, e ok de la 7 seara. Iar eu să le zic: de ce m-ați întrebat atunci? Și cam așa decurge un dialog de programare la studio. Ah, cât îi iubesc. Lucrând 5-6 ani aproape zilnic cu diferite seriale și desene animate, inevitabil găsești câteva mai ciudățele. Uite asta de exemplu. Eu eram un copil care vorbea cu un monstru care adora șosetele și mă ducea în aventuri în lumea lui magică. Dacă vedeam desenul ăsta când eram mic, cu siguranță aș fi crescut un copil mai special. Dar sincer să fiu, comparându-l cu Ed, Ed și Eddie, Vaca și Puiul, și alea erau destul de fucked up. În orice caz, nimic nu se compară cu Unchiul Bunic, frate. Când l-am văzut prima oară la TV, am închis televizorul și l-am aruncat la gunoi. Glumesc, încă e acolo, cutie de anul 2000. Doamne ajută! Desene din astea mă fac să-mi fac griji pentru generațiile care vin, dar eu o să fiu bătrân până se sfârșește lumea, o să fie ok. Încă un serial foarte neobișnuit, nu știu dacă ați auzit de el, Liceul de Grasi. Dacă n-ați auzit de el, să știți că datorită serialului Liceul de Grasi 2 a devenit Drake foarte faimos. Revenim, noi am dublat de Grasi 1. Aveam două roluri în acel serial mirobolant. Îl dublam pe Dave, un sportiv care voia neapărat să devină popular, și pe Tristan, un homosexual showman cu atitudine de Jeffree Star. Când făceam vocea lui Tristan, o făceam puțin mai subțire și puțin mai extra. Cu Dave aveam vocea mea normală. Toate bune și frumoase până când, într-un episod, desigur, i-am avut pe amândoi deodată. Nu numai că erau unul lângă celălalt, dar jucau în aceeași piesă de dragoste, în care Dave era Romeo și Tristan era Julieta. Și a trebuit să cânt pe ambele voci cu vocea mea mirobolantă de 12 ani în schimbare, și astfel a rămas originalul în engleză în locul vocii mele regurgitant de talentată. Când lucrez cu vocile în studio, stau izolat fonic și pe cealaltă parte stau doi în echipa mea care ar trebui să se asigure să nu o dau nașpa: regizorul și operatorul. Treaba regizorului este să se asigure că vorbesc corect românește, că interpretez nebunica lumea. Treaba operatorului este să pună vocea mea peste originalul în engleză. Și nu vreau să jignesc pe nimeni cu chestia asta, dar jur, în ăștia 5 ani cât am fost eu actor,
n-am avut niciodată un operator bun român. Treaba asta rămâne a ungurilor, unde sunt geniali. Nu a existat un român care să folosească mașinăria aia de computer pe Windows 98 la nivelul la care l-au folosit operatorii noștri unguri. Scuze, Vlad, dacă vezi asta fără resentimente. Voice acting-ul e pasiunea mea și sper că va fi și o parte bună din cariera mea pe viitor. M-a ajutat enorm cu dicția, cu interpretarea textelor și cu limbajul corporal al creaturilor de pe TV. A fost și motivul principal pentru care am avut tupeul să-mi creez un canal de YouTube, pentru că aveam impresia că nu o să mă fac prea tare de râs. Sper că nu m-am făcut prea tare de râs. Actor la studio mai sunt și mama și tata. Și după părerea mea, cel mai tare rol pe care l-a făcut tata până acum a fost Iaco din Animaniaci. Dacă nu ați auzit de ei, n-ați avut copilărie. Uite însă un cântecel pe care l-a făcut ca să vedeți ce tată mișto am. Nu-l pun pe tot că e cam lung și nu știu cine mă prinde cu copyright. Statele Unite, Canada, Mexic, Haiti, Jamaica, Peru, Republica Dominicană, Cuba, Caraibe, Groenlanda și El Salvador, Puerto Rico, Columbia, Venezuela, Honduras și Guyana, Guatemala, Bolivia și Argentina, Ecuador, Chile, Brazilia. Mersi fain că te-ai uitat la clip, sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, am mai zis. Dacă nu ți-a plăcut, asta e, mie mi-a plăcut. Vă pup lume, pa! Salut! Aici ar trebui să fie un outro. Aici aveți un clip. Aici ar trebui să mai aveți un clip, dați click pe unul dintre ele, vă rog.